Și acum unde mergem la? Acum mergem la podul, la Poiana Mare. Un proiect foarte, un proiect mare. Păi, de 56 miliarde. Cred că e cel mai mare pod din județ, dacă nu mă înșel eu, care s-a făcut în ultima perioadă. Deci toată lumea care l-a văzut s-a speriat, dar ne gândeam că e așa de mare. Toată, și din comună auzeam că a început un pod, dar nu mă gândeam la bioane, betonate, mult mai... De cât timp aștepta oamenii podul acesta? Chiar era de mulți ani, de când deci nici nu eram viceprimar în consilier. Oamenii aveau o problemă aici, treceau prin apă, să facă multe case peste apă, să face legătura cu căturul policei, unde și acolo sunt sat de cele mai vechi din vremea lui Ștefan cel Mare. Era chiar necesar podul. Foarte mulți aveau camionete, aveau mașini. Cu aproximație cam cât ajunge investiția la acest pod? Până mai înainte, deci 56 de miliarde de lei vechi. O mulțime de bani. Da. În față deja se vede pe zona. Gabioane detonate pe partea înaltă de râu. Ajungem chiar și la pod. Se vede că e construcție destul de mare, un pod deosebit de mare. E final aproape și podul. Merge treaba? Cam. Da. Uitați-vă un pic. Acum avem balustradele și măcar trotuarele. Este să mai mântui balustrade, faci trotuarele și se toarnă asfalt. Este mai... Până aici are gurile astea, cred că discurgere. Deci oricum, vedeți că Albea prăvedea foarte mare, deci când venea apa mare, inundată în cu câțiva ani toate casele astea pe aici. Deci după cum vedeți, deci piste pod sunt o grămadă de casă și în partea și acolo, și în partea de la vale și sus. De drumul ăsta urc în Cătunul Porceni, cum spuneam mai înainte. Oamenii treceau pe punte metalice, niște poduri improvizate pe acolo, venea apa, le lua, mașinile rămâneau pe partea asta, deci aveau... Era greu, adică să stai în partea aslantă, să lași mașina, treci noaptea, seara. Aici avem niște tineri care veniți de prin Italia și au firmă de construcții. Nu dați să-mi lăsa materiale, ce aveai scule, tot le mai furau. Acum o să facem pe partea drum, deci o să venim cu drum până la ultima casă, pe lângă dig. O să continui cu digurile acolo până la ultima casă. Aici am făcut partea asta, că sunt mai multe case, diguri mai mari. În partea asta, uitați, se vede, deci. Aici o să fie drum pe marginea digului, până la ultima casă, tot la fel. În legătură și, după cum vă spuneam, aici este drumul, se vede în față. Uneori că sunt Cătunul Porceni și ies în partea aia, întâi spre Tazlău, Nichit, deci face legătura cu... drumurile alea.